O scurtă plimbare pe străzile din Giurgiu este suficientă pentru a te delecta cu bogățiile iernii. În parcări sau pe străduțe lăturalnice sunt mașini îngropate în zăpadă sau blocate de utilajele de deszăpezire. Chiar dacă prin oraș se poate circula în condiții destul de bune, unii giurgiuveni nu s-au înghesuit să pună mâna pe lopată să-și deblocheze autoturismele captive în zăpadă, în timp ce alții au preferat să le lase așa cum le-a prins iarna. În fiecare cartier din municipiu există cel puțin o astfel de mașină îngropată în zăpadă. Această mașină aproape că nu se mai vede, iar stratul de zăpadă măsoară 10 de centimetri. În apropierea liceului Tudor Vianu stă ascunsă în nămeți și o mașină de taxi. Astfel ne putem gândi că proprietarul a eliminat un eventual profit obținut din practicarea taximetriei în această perioadă. Probabil că unii dintre giurgiuvenii care au renunțat la patima de a se deplasa prin oraș în propriul automobil așteaptă luna martie pentru a putea circula nestingheriți.